Salutare micuților și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. De data asta va fi ceva mai special pentru că am primit un colet foarte mare de la Securus și vreau să le mulțumesc pe acesta care avem aici niște produse de rei, printre care și ceva pentru voi. Ca să vedem despre ce este vorba. Deschidem cutia minunilor. Ca să vedem. Bă, dar e plină. Oh. Ia uite, a venit moșnițul. Deci astea sunt toate produsele pe care o să vi le prezint astăzi. Întâi și întâi, noi începem cu căștile. Începem cu sursa. Sursa are conectori în următorul fel. Tip conector ATX20+4 pin, ATX1, CPO 4+4 pin 1, SATA 6, MOREX 3, PCIe 6+2 pin 2 și altre conector RGB. Sursa este RGB, fraților. Puterea sursei este de 650 de bați, protecție AVP, SKP, OPP, ANKP, OVP, OTP, certificare 80%, eficiență 85%. Băieți, cam asta este sursa. Băieți, aici avem un mousepad de la PC Coolers, la Kirby's normal. Hai să desfacem cutia. Și avem aici mousepad-ul tati. Iată. Mousepad-ul este textil cu suprafață waterproof din microfibra. La fel cum am și eu, dacă vărs apă pe acest mousepad, pe care l-am tot de la PC Coolers, deci nu intră apa în el, e s-a spus să în anunț în mare nu i se întâmplă nimic. Iluminare 360 de grade cu 7 culori și 3 efecte RGB. Iluminare controlată direct, un buton plasat pe mousepad sau prin respectiv ai un buton pe care îl apici. Design exclusiv Achilles. Bază cauciucată pentru stabilitate maximă. Alimentare USB lungime, cablu 2 metri. Dimensiuni extra largi, 900x400x4 mm. Și acum, băieți, deschidem surpriza. Mouse. Wow, ce frumos e! Hai să-l scotem cu mare grijă de aici. Prietenii noștri de la PC Coolers ne-au trimis și un mouse de la Achilles Orion. Mouse-ul este optic, iluminat, optimizat pentru e-sport. Vine cu 16.000 de DPI. Nu știu cine folosește 16.000 de DPI, că e extrem de mult. Dar interesant este că mouse-ul are. Mouse-ul la fel, este RGB. Cablu protejat cu material textil, ultra ușor și flexibil. Confort premium, mulțumită suprafeței acoperită cu sat special de rezistent la transpirație, deci dacă ești un gamer. Gamer adevărat de la, nu sta nimeni în fața ta, nu îți transpiră mâna pe acest moment. Aceste căști vor putea fi retar. Tot ce trebuie să faci este să mă urmărești, căci le dau la giveaway.
dar mai multe detalii o să vă zic în live-urile mele în zonul ce de la ora 8. Bun, acum să le desfacem, să vedem și noi cum arată aceste gâști, pentru că sunt curios. Ce am uitat eu să vă zic legat de aceste căști este că poți să scoți microfonul, au pas calmat, deci zboară urechile și acum hai să le vedem, pentru că sunt tare curios. Oh, este cardicică, nu ne interesează. Oh, ce-i asta? Avem un mic mousepad de la Achilles. Foarte mișto, mulțumim, Achilles. Aici am văzut că primim două rezerve de pernuțe, în caz că nu se duc pernuțele originale ale căștilor. Aceste căști vin cu o tehnologie Wild, sunet 7.1, tip extra, are și microfon, diametru 50 de milimetri, adică nu te dor urechile când le porți. Sensibilitatea căștilor sunt de 110 decibeli, ceea ce este foarte mult. Căștile mele au undeva la 105, cred, și asta 110, deci ar trebui să se audă mult mai tare, mult mai tare. Lungime cablu 1,7 m. Compatibilitate pentru PC, pentru Xbox One, PlayStation 4, smartphone și tablet. Deci le poți conecta pe absolut orice device ai vrea tu. Aici este telecomanda. Aici avem mai multe butoane, dacă vedeți voi. Pentru luarea sunorului la microfon, să oprești sunorul de tot la căști, volumul manșet și volumul mai tare. Acestea fiind spuse, cam astea sunt produsele pe care prietenii noștri de la PC Corus ni le-au oferit, dar foarte, foarte important, avem niște căști de dat. Foarte tare, nu? Așa că intrați în giveaway, imediat o să fac eu giveaway-ul cu aceste căști. Tot ce trebuie să faceți este să mă urmăriți pe mine și să dați un like la prietenii noștri, Bicicolas. Da? Păi băieți, cam asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!